Hei dragii mei, bine v-am găsit astăzi la o nouă etalare Da sau nu? O întrebare pe care cu siguranță cred că vă puneți în fiecare zi vis-a-vis -vis de o situație cu care vă confruntați Așa că rugămintea mea este, dacă doriți să participați la această etalare să vă relaxați în fotoliul dumneavoastră și să vă gândiți la o situație cât de cât decât concretă sau dacă se poate despre o dorință, despre o situație la care se poate răspunde cu da sau nu. Nu o situație care este ambiguă ne vom împăca, voi rezolva ceva, voi mă voi angaja sau și așa mai departe. Pentru acest lucru să știți că am pregătit pentru voi șase variante. O să fie o etalare destul de scurtă, dar acolo unde voi simți nevoie o să mai adaug și alte cărți pentru lămurire. Deci dacă doriți să participați, vă rog frumos să alegeți una din cele 6 variante, 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Vorbim astăzi doar pe, pe cifre, nu și pe obiecte. Deci alegeți o carte de la 1 la 6 și să vedem dacă avem răspuns pozitiv sau, sau nu cu rugămintea ca uh, întrebarea dumneavoastră să fie cât de cât uh, concretă. Bun, haideți să vedem varianta, prima variantă. Wow, 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 wow. Ok, prima variantă, deja avem două cărți la prima variantă. Pentru a doua variantă, da sau nu, indiferent de situație, indiferent de planul la care voi vă gândiți, da sau nu, a doua variantă, mulțumesc. A treia variantă, da sau nu. Da sau nu. A treia variantă, mulțumesc. A patra variantă. tot două cărți și a cincea variantă. A șasea variantă. Da sau nu? Pentru situații, mulțumesc. Ok, haideți să vedem. Da sau nu? Bun, pentru prima variantă, Dragii mei, foarte mult da, răspunsul este da, sau mă rog, sunt șanse foarte mari. Aici avem, s-ar putea, două, două dorințe, două situații, una din punct de vedere emoțional, afectiv, relațional, și una din punct de vedere al planului financiar. Pentru cei care s-au gândit la situația financiară, da, cu siguranță. Veți primi acei bani, îngerul Beșugului și-a făcut deja apariția pentru voi, dragii mei, așa că veți primi banii de care aveți nevoie pentru că divinitatea va găsi o cale de recompensare a muncii dumneavoastră. Așa că aveți încredere pentru că veți avea și reușite, mai ales din punct de vedere financiar. Poate să fie un loc de muncă, că poate să fie, eu știu, un comision, că poate să intre o moștenire, cine știe, în orice caz posibil, o rotunjire de venituri și așa mai departe, eu știu, tranzacții, orice ține de domeniul financiar, da, cu siguranță lucrurile se vor întâmpla în sensul celor dorite de dumneavoastră. În planul, în planul afectiv-relațional, să știți că aici lucrurile nu spun că nu au o finalitate pozitivă, că nu se întâmplă, po poate să se întâmple, dar în urma unor decizii. Acum sunteți ușor neîncrezători, neîncrezătoare, indecis, indecisă pentru că nu aveți informații suficiente vis-a-vis -vis. poate de o relație, poate că sunteți la începutul unei relații și nu știți dacă este persoana câștigătoare sau persoana alături de care să vă întemeiați o familie. Poate că nu știți dacă vorbiți cu o persoană la distanță, dacă va fi persoana nouă din viața dumneavoastră Sau dacă nu știți dacă se va întoarce cealaltă persoană din trecutul dumneavoastră, o persoană cu care nu mai vorbiți în prezent În toate relațiile, în tot ceea ce se întâmplă în planul acesta afectiv-relațional, există o teamă, o frică de nou o frică de ceea ce puteți trăi. Nu sunteți foarte concreți. De asta spun că cel mai bine este să aveți o situație cu care se poate răspunde prin da sau nu. Deci aici există o îndoială mai ales din punct de vedere afectiv pentru că voi sunteți indeciși, neștiind ce vă doriți cu adevărat. Pentru că, într-adevăr, să știți că există situații în care eu personal mi se spune ok, dar aș vrea și eu o relație, aș vrea și eu să mă îndrăgostesc. Păi da, dar te-ai gândit vreodată la cum să fie persoana respectivă? Păi cum să fie persoana? Nu m-am gândit niciodată, că nici nu știu cum e, numai să vină cineva în viața mea. Nu cred că este oportun să gândiți așa, vizualizarea joacă un rol important. Mi-aș dori sau îmi doresc sau simt că este așa, că este așa, că eu știu... Știți cum? E exact ca la, în, ca în ,ă, poliție. Portretul robot. Până când dumneavoastră nu vizualizați portretul robot al ,ă, iubirii dumneavoastră, nu se... sau sunt șanse mai mici să se concretizeze. Dar știu sigur că ați prins ideea și știți despre ce vorbesc. Cam așa se traduce acest mesaj. Vreau să mă îndrăgostesc sau vreau să apară o persoană în viața mea. Da, da. Mai concret despre ce este vorba. Eu văd aici totuși, de asta vă spun, o teamă, o indecizie, dar căutați, vă doriți, emiteți în univers această dorință și o emiteți de ceva, de ceva vreme. Îngerii v-au auzit, ghizii spiritual v-au auzit, lucrează întotdeauna pentru voi. Știți foarte bine că Universul lucrează pentru binele noastră cel mai înalt. Un pic de ajutor în a lua această decizie de a vă sau a trimite în Univers acel portret robot al viitoarei dumneavoastră iubiri sau, mă rog, pe cine vă doriți în viața dumneavoastră. Deci da, sunt, sunt, șanse să apar în viața dumneavoastră pentru cei care s-au gândit în acest plan, dar îndepărtați această, eu știu, foarte multe frici, foarte multe indecizii, foarte multe îndoieli. Sunteți așa, pe... Sunteți așa, ușor în dezechilibru. Alunecați când într-o parte în cealaltă. Fiți încrezători și cereți Universului ce vă doriți și dacă este spre binele noastră cel mai înalt, îl așteptați, o așteptați cu brațele deschise. Bun, pentru cei care au ales cea de a doua variantă, dragii mei, răspunsul este un categoric da, indiferent la situația în care v-ați gândit dumneavoastră, fiți gata oricând de acțiune, de a lua frâiele în mână și nu luați pe nu în brațe. Nu fiți negativiști, îndepărtați toată negativitatea și toată umbra de îndoială, pentru că de unde, de neunde vor apărea soluții miraculoase pentru voi. Poate pe neașteptate, poate că o persoană din trecutul dumneavoastră furtunos revine. glumesc bineînțeles, poate că revine, poate că aveți parte de o nouă iubire, poate că veți reuși uh, să. Eu știu, să vă rezolvați anumite situații din viața dumneavoastră, poate să fie situații sociale, că nu este vorba numai de uh, planul afectiv, miraculos. Soluții vor veni de unde, din pământ, din iarbă verde, vă veți trezi cu soluția bătându-vă la ușă. Deci nu luați pe nu drept răspuns pentru că soluții miraculoase vă vor apărea. Deci, da, indiferent de situația, de dorința pe care v-ați pus-o, sunt șanse mari să se rezolve. Pentru cei care au ales varianta A3 a treia, aici cu siguranță cred că mulți v-ați gândit așa la domeniul acesta, la planul acesta afectiv-relațional și mă bucur să vă anunț că există aici un mare da. Un mare da și o să vă citesc exact ce scrie pe acest mesaj. O nouă iubire se va înfiripa fie cu o nouă ființă, fie prin reaprinderea unei iubiri mai vechi. Fiți gata să dăruiți și să primiți iubire. Dragii mei, la voi lucrurile sunt foarte clare. Da vă veți îndrăgosti, veți avea parte de o nouă iubire, ori cu o persoană din trecutul dumneavoastră, ori cei singuri își vor găsi marea iubire. Foarte multă, foarte multă, 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 multă iubire în cea de-a treia. Deci, da, dacă v-ați gândit la dragoste, dragii mei, dacă nu v-ați gândit la dragoste, cred că acest mesaj s-ar traduce tot cu un da, Renoiri, renoiri de contracte, renoiri, adică ceva ce nu s-a fost terminat, a rămas, eu știu, în coadă de pește din diferite motive. Poate că știți cum este exact atunci când azi, vin noi investitori sau vă ajută uh, în cauza voastră. Că este o situație, că este o tranzacție, că este un contract, că, eu știu, este vorba despre domeniul financiar. Parcă cineva vă ajută. Deci sunt lucruri noi care vin în viața dumneavoastră și reiau de acolo de unde au fost rămase lucrurile neterminate. Pentru cei care au ales varianta a patra, da sau uh, nu. Aici dacă v-ați gândit, uh, dragile mele, pentru cele că, cărora li se potrivește uh, acest mesaj uh, și mă refer la nașterea unui copil. Aici, da, răspunsul este da, pentru că a ieșit îngerul familiilor. Deci vreau să vă spun că m-a cuprins un val de energie acum, extraordinar când citesc această variantă. Deci s-ar putea să fie ca vorba despre nașterea unui copil, conceperea unui copil, poate că trei luni, poate și mai bine, sau poate sunteți în trei luni, nu știu despre ce este vorba și mai ales dacă situația, v-am spus, vârsta vă o permite. Deci da, cu siguranță puteți să rămâneți însărcinate, puteți să adoptați un copil, puteți să aveți un copil în orice caz. Familia vi se va mări, în familia noastră va avea loc o schimbare fericită sau familia vi se va mări. Acum, dacă sunteți bunici și dacă sunteți, eu știu, părinți, ar putea să aveți, să vi se mărească familia în sensul că poate primiți o veste cum că vi se căsătorește băiatul, nepotul și așa mai departe. Uh, și uh, ceea ce trebuie să rețineți dumneavoastră este să vă păstrați credința, un mesaj foarte, foarte important, uh, sau eu știu, și în domeniul medical, posibil, uh, și speranța, fiindcă la orizont este ceva nou și pozitiv, dar încă nu se vede. Deci, cu siguranță este da, pe toate planurile, indiferent la ce situație v-ați uh, referit. Este acolo, la colț. Ii mai durează puțin să se concretizeze, dar este acolo. Păstrați-vă credința și pozitivitatea pentru că se va întâmpla. Pentru cei care au ales a cincea variantă, da sau nu, dragii mei, și la voi lucrurile sunt aproape clare, sunt șanse foarte mari să se. Îndeplinească ceea ce v-ați propus cu un mare da, pentru că sunteți chemați la acțiune. Deci, aici poate că este vorba despre a vă construi ceva, a începe o afacere, a lucra ceva, a face ceva, a întreprinde ceva și veți primi tot ajutorul pe care Divinitatea vi-l poate oferi. Sunteți chemați la acțiune. Deci, dacă până acum planurile dumneavoastră au stagnat din diferite motive, s-au oprit din diferite motive, acum suflecați-vă mâinile pentru că urmează o perioadă plină de schimbări, plină de, de provocări. Poate vreți să mergeți într-un concediu, de ce nu? Poate vreți să vă petreceți concediul în altă țară, eu știu, sau să plecați pur și simplu, să vă luați o vacanță, n-ați putut până acum. e, acum este un moment prielnic pentru a face acest, acest lucru încredere pe toate planurile pentru că veți acționa și destul de repede pentru că lucrurile se precipită. Sunteți în contact în permanență cu această situație, deci sunteți foarte activi sau urmează să fiți foarte activi fiind în contact cu situația dumneavoastră la care trebuie să lucrați și să aveți încredere pentru că Ceea, dacă Se concretizează ceea ce simțiți dumneavoastră, adică ceea ce simțiți vis-a-vis -vis de chestiunea aceasta pe care urmează să o faceți, să o întreprindeți, plan, obiectiv, nu, nu contează ce este. Aveți un instinct bun și deciziile pe care le luați sunt deciziile ok, sunt deciziile uh, foarte, foarte bune. Pentru cei care aleg cea de a șasea variantă. Dragii mei, aici este vorba despre o căsătorie. Dacă v-ați gândit la o căsătorie, să vă căsătoriți cu această persoană, da. Iar Îngerul Daniel vă vine în, în sprijin. Îngerul căsătoriei vă sprijină chiar, chiar acum. Nu am alte... Eu știu alte alt răspuns, dar cred că cei care s-au gândit la o căsătorie, la căsătoria voastră, cei care vă uitați acum sau la căsătoria unui apropiat, în general este vorba despre căsnicii, căsătorii sau poate vreți să, eu știu, să vă împăcați cu exul exa, cu fostul bărbat, cu fosta soție, fostul soț, nu contează. Aici este un da în ceea ce privește acest domeniu al căsătoriei. Pentru celelalte domenii este vorba despre parteneriate, uniuni, parteneriate, negocieri care vor avea succes. Deci înainte de a se trece la acțiune, este nevoie de negocieri și de parteneriate. Că s-ar putea să nu, faceți, să nu puteți să faceți față singuri acestor situații. de -aia este nevoie de a merge împreună în domeniul la care vă gândiți alături de un partener. Deci dacă vă gândiți să faceți lucruri în doi, s-ar putea să fie decizia câștigătoare. Dragii mei, cam atât am avut de spus în ceea ce privește această etalare. Dacă ați găsit aici elemente interesante, mesaje interesante, m-aș bucura enorm să vi se împlinească toate dorințele, să avem așa un da pe toate planurile, pentru că ați văzut chiar de data aceasta, Doamne ajută, am avut parte de multe răspunsuri pozitive. Vă mulțumesc că, că m-ați urmărit, mulțumesc pentru vizualizări, pentru mesajele voastre absolut superbe. Vă pot vă iubesc, toate cele bune, numai bine. La revedere!